Pe fondul instabilității economice, dar și din cauza lipsei infuziei de capital de euro din străinătate, cotațiile monedei europene au crescut foarte mult în ultimele săptămâni în țara noastră, astfel încât în ultimele zile euro a ajuns aproape de pragul de 4,6 lei, un lucru temător de altfel pentru sălăjenii care s-au împrumutat în moneda europeană. Banca Națională a României a și elaborat de altfel un proiect de lege prin intermediul căruia băncile să impună anumite restricții acelor persoane care câștigă în lei, dar vor să se împrumute în valută, astfel încât cel puțin de anul viitor ne vom împrumuta mai greu un euro sau dolar dacă vom câștiga în lei.